Salutare și bine ați venit la un nou episod care o să începem să facem episoade pe acest canal de YouTube și să vedem dacă o să meargă pe lângă live-urile pe care le fac. O să facem și aceste episoade, să vedem dacă o să meargă și nu uitați, vă aștept aici în comentarii. Dacă vă place ceea ce vedeți și vreți să mai vedeți pe viitor, voi face niște scurte episoade în care vom transporta curse de 200-300 de kilometri și o să reușim să le transportăm fără nicio problemă, să nu le avariem. Vom juca în single player cu traficul și să vedem dacă o să reușim până la capăt. Avem o cursă aici, după cum se vede, un dispozitiv high-tech de la Madrid și ne ducem către Puerto Lono și avem de câștigat 13.800, așa că nu uitați acolo frumos să dați un butonel de like și vă aștept cu comentarii în acest live. Avem un Volvo, după cum ați văzut, avem aici o mare rolă de cred că cablu, nu știu ce este înăuntru. Așa că vă aștept și pe voi să-mi spuneți acolo în comentarii. Avem o remorcă, zic eu, de micuță, nu e așa foarte mare. O să facem și în live-urile următoare, dacă vă mai place ce și îmi spuneți, noi o să facem episoade, da? Ducem frumos să ieșim afară, avem o cursă de cât? 244 de kilometri. Vedem aici dacă o să avem escortă, cred că o să avem escortă, dacă nu mă înșel. O să vedem aici, o să facem la dreapta. După cum se vede, încă nu avem trafic. Să ne uităm foarte, foarte atenți și în oglindă. Nu trebuie să o lovim. Da? Am, sincer să fiu, am un pic emoții. N-am mai făcut video-uri de-astea, adică gen să facem și episoade. Eu sunt obișnuit aici cu live-uri, cu nebuneli, așa că să reușim să ducem această cursă. Ia să vedem. Mergem prea tare? Ce-a făcut chat? Bă, te-ai îmbătat, mă? Haide, bă. A, trebuie să ținem și spatele, chat. Oi, guys. Ce nu ziceți? Hai. Ducem aici frumos. Nu putem să zicem că nu ducem. O ducem așa. O, e pantă. Și o să facem la dreapta. Sperăm să încăpem. Dacă nu, s-ar putea să ombulinăm. M-am băgat direct pe de-astea heavy. Să vedem. E ok, e ok, mă. Wow. Veni și poliție, toată nebunie. Speed limited. Și să nu trebuie să mergem foarte, foarte ușor, gen. Nici prea tare, nici prea încet. Nu știu, trebuie să ne ținem după el? Sau trebuie să avem o distanță... Vă apropiați de zona de schimbare a benzinei, adaptați viteza pentru a evita orice incident. Ne-a dat mesaj. E ok, zic eu că ducem această cursă. Că eu merg pe centru.
Deci avem în spate chat. Acum se vedea de să ne băgăm în cabină că era soară treaba, zic că e grasă. Mergem aici frumos și vom face. Dacă o să vreți să mai continuăm, nu uitați, vă aștept acolo cu comenturi sau să jucăm pe single player sau multiplayer. Să facem quit-uri, quit jobs, să fim angajați. Nu? Aștept acolo frumos răspunsurile voastre, dude. Ia să vedem aici. Bam, 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 bam. Sper să se vadă ok. Mergem aici frumos. Adaptăm viteza. Ok, dude. Nu, nu prea e aglomerație. Să-mi spuneți dacă vreți de unde ați vrea, că am toate DLC-urile și ați vrea o zonă anume să facem o cursă. Facem. E la urcare aici. Foarte atenți. Merge, merge. Are 750, așa că ce să zicem, asta pe spate nu e așa de wow. Nici nu știu câte tone are, să vedem câte tone are. 45. Dimensiune 66 și 1,30 m. Cred că asta se înțeleg că ar fi înălțimea ei. Bă, mai vine mă ăla după spate. Pă bune. A, că vine. Crezi că nu mai vine. Nu mai vine. Hai de Johnny că te urcăm pe tine. Eu suntem șofer puternici, mă, nu suntem de ăștia. Forță, forță. Intrăm aici frumos. Mergem pe autostrada din Spania. Bam, bam. Suntem aici atenți. Nu plecăm după bandă. Este nebunie puternică. Bun. Merge. Avem foarte puțin. 172 de kilometri. Oh, e, e. În momentul de față n-am avut incidente. Foarte... foarte șmecher. Și dacă v-am spus, dacă o să vă placă ceea ce vedeți, scrieți acolo, îmi dați un butonel de like. Vedem frumos, parcă era mai frumos să fi fost aprinsă chestia ridicată în sus, văd care girofoarele, nici nu ne-am dat și noi drumul. Ne-am dat și noi drumul. Așa mă, băieți. Mergem frumos. Mamă, eram cât pe ce să ating acele jaloane. Apropiați sezonul de mare apezie. Ok, ok. Ne-am încadrat pe banda 1. Super tare, zice mesajele. A, vezi că trebuie să te bagi pe bandă.
se încadreze. Facem la dreapta. Așa, mă, bă, pieță. Bă, pieță! Ho, de luță. Facem la dreapta aici, chat. Ciudat realos. Mergem la dreapta, mă, băieți. Haide, volvene. Băi, volvene, băi. Noi trebuie să facem la... Cadrăm pe bandă. Atât. Deci, mergem regulamentar aici, vreau dărilor. Frumos. Bun. E super tare, chiar o să mai facem dacă este. Mie chiar îmi place, chiar. Aș vrea să facem o schimbare, să vedem și noi cum ar fi. Mi-aduc aminte de când m-am apucat de profilul meu de pe Eurotrack și n-am avut bani. Eram angajat. Eram angajat și până am tras tare să îmi pot face un nivel, a trebuit să baxez foarte, foarte mult și pe timpul ăla, atunci când am făcut eu, țin să vă zic că erau, nu prea era așa interesant cum e acum, gen grafică și mai multe d-astea, cum se cheamă, heavy cargo sau, erau câteva chestii, câteva remorci, și te transportai numai la fel, așa. Parcă nu prea era așa cum e acum, bine optimizat, bine toate chestiile upgradat, mai bagă și o remorcă, mai bagă o chestie, știi, o măslină, o trestie. Uhu, haide Tovus, că ne urcă pe tine! Hați! Urcăm aici frumos. Să vedem dacă o să reușim să o ducem. Eu zic că da. Să le facem manevră. Să-mi spuneți. Că dacă e data viitoare, facem manevră la... Uite-l, bă, nebunul. Bă, dacă intram în asta pe tine. Am, care loc, mă, băieți. Am, dude. Nu ți-ai zgâria mașina, nu? Ok. Oh my god, Deluț. Era încât face să strivim mașina. Era încât face să strivim mașina. Cred că am ridicat viteza. Vezi, dacă nu adaptăm, nu prea mergem cu mapa deschisă. Nu e ca pe simulator să te poată limita. Oh my god, ce vine în față. Oh, Deluță, eram să lovim autocarul.
Cotocarul. O să facem accident cu autocarul. Oh. Ce vine, ce vine aici, ne băgăm frumos în partea dreaptă. O să ne urcăm sus pe pod. Să vedem ce facem. Ne descurcăm? Haideți că n-am reușit. Reușit? Garcia, boss. Până și pe Eurotrack avem aici. Oho, haide. Bun, bun așa. Ce avem acolo? O statuie. Să vedem depărtare. Aproape de ea. Încercăm să fim și atenți să nu lovim marfa, să o aducem la destinație bine. Până la urmă suntem angajați. Trebuie să le facem o impresie foarte bună. Ajungem frumos, avem un rond. Reușim să vedem, adaptăm viteza, o să reducem. Da, 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 da. Frumos. Oh, 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 oh. Hai, de Johnny, tu te ești pe stânga. Să aveți și stânga și dreapta, atenție, că dacă nu, e jale. E jale. E jale puternică. Haide. Frumos. Atragem un pic viteza, o reducem. Oh my god. De luț. Frumos. Urcăm. Facem dreapta. Hai să vedem dacă atingem tirul, chat. Oh. Nice. Good, good, good. Și mai avem 17 km. Eu zic că ne-am descurcat cum trebuie aici cu toții. Frumos, uite, se bagă în fața lui, vezi? Doi boss că ți-au aici așa frumos după pseaua, după cotocar. Frumos, să ne urcăm aici în pantă, iar vine o mașină, ia o tiriaj, zic că e beat asta. Foarte, foarte tare, nu știu, eu zic că ar merge încercată această chestie, să facem și niște episoade, așa scurte, gen 200-300, 500 de kilometri, maxim 200-300 pe acolo, zic eu că ar fi nemaipomenite. Intrăm aici să vedem. Și aducem la destinație. După cum se vede, cred că avem 0 avarie. Ia să vedem. 0 avarie avem aici. Da, după cum se vede că e 0 avarie, arată destul de mastodont. Aducem, mamă, mamă, aici trebuie să ne încadrăm, trebuie vorbă. Hai că am intrat. Hai. Eram să rup asta. Fraților. It's all over.
încercăm să o punem din vizibilitatea noastră, gen. A? Gata. Hop. Scoboară. Și asta a fost. Excelent! Am condus 244 de kilometri și am luat și experiență. Cât avem experiență? 513 puncte. Foarte tare. Și șmecherie treaba. Așa că chat, asta a fost cu acest episod. Nu uitați în continuare, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like, subscribe, dacă n-ați făcut-o, și share masiv. Eu am fost Tolea și ne reauzim data viitoare. Pa, pa!